psihiatru, trul și lucrez în spitalul Râncovin. Spitalul are lungă tradiție și există și funcționează din anul 1924. De 800 de bolnavi de neuroze, psihoze sau alcoolul, LISM are grijă și face tratament 420 de muncitori, de cei de potrive 40 de medici psihiatri. M-am născut la Marcoveț, școala elementară am terminat-o la Vârșeț, unde am trăit până acum 15 ani, când m-am căsătorit și m-am hotărât să ne stabilim la Covin. Soțul meu este neuropsihiatru, eu sunt oftalmolog, pentru că nu am găsit un loc de muncă, un post. Am fost nevoită să deschid ceva particular. Mai întâi am avut cabinet oftalmologic, aproximativ 10 ani, după care am făcut policlinica, după cum vedeți de astăzi. Pare bine că la Covin sunt destui români, deși am informație că au trăit înainte un număr mult mai mult de români. Încerc să fiu în contact cu toți românii cât pot să-i ajut. Ne întâlnim de obicei la biserică sau la diferite cenacluri românești care au început din nou să se reactiveze și tare mă bucură că aud și limba română între noi. Familia mea a avut bună parte în activitatea comunității din Covin. Mi-a cunoscut și m-a interesat povești despre timpul vechi care au trecut de la strămoșii și moșii și părinții a mei. Materiale pentru monografie am adunat mai mult de 4 ori 5 ani și la capăt am reușit să completez datele. M-am pus și am început să scriu cartea. Am reușit să o duc pe la capet cu ajutorul mai mulți prieteni. Cartea prezentează capitole cu date de familii românești în secolul XIX-lea și XX-lea, de școala pe limbă română, intelectuali români, de biserică și parohia Sfântul Proroc Ilie, de monumente creștine, de activitatea culturală prin corul Mix Crișana, instrumentaliști care au cultivat viața muzicală pe lângă ansamblul folcloric și prin teatru amator. În comunitate s-a cultivat portul popular. Comunitatea a beneficiat de mai multe persoane marcante care au funcționat în favorul ei și pentru ea. Pentru pregătirea textului monografiei m-am servit cu cărți și articole în limba română, sârbe și de protocoale bisericești. De a completa cât mai corect datele în carte, am făcut mai multe convorbiri în familii vechi. Această carte aparține colecției de cântări care s-au adunat în Covin din partea comerciantul interbelic Trandafir Balan și pictorie Romanța Cioc. Cântările sunt foarte vechi și ăsta datează de aproape de 100 de ani. În fânul de curând cosit, gândind la tine am adormit și de miros îmbălsemat un vis ferice am visat. Comunitatea română s-a constituit după 1873 de ani, când românii din Covin au înființat propria biserică, școală, corul
Bărbătesc Crișana și Societatea Culturală. Muzičko društvo Konjski dečari su nastavak nekih društava koji su počinjali još 1912. godine. A 1954. mi smo nastavili 1972. godine. Evo i do danas sviramo. Do danas se okupljamo. To znači 40 godina i više. Kada postojimo, mi smo jedini orkestar, tamburaški orkestar, sada u ovo vreme u Južnom Banatu. Sastav našeg orkestra sačinjavaju muzičari koji su raznih nacionalnosti. Imamo Roma, Mađara, Rumuna, Srba, Bosanaca i svih nacija što žive ovde u Kovinu. Ovo je bogatstvo. În baza ultimului recensământ, numărul total al cetățenilor Cuvinului este 14.231, structura națională fiind identică la nivel de comună și cuprinde 22 de naționalități.